Porțiunea de șosea de la Moldova 9 până la Drobeta Turnu Severin, însemnând aproximativ 135 de km, merge doar pe malul Dunării și, într-un top personal, este una dintre șoselele care oferă cele mai frumoase peisaje din țară. Și pentru că nu am vrut să văd defileul Dunării doar de pe șosea, am ales să fac o plimbare cu barca de aproximativ 50 de minute, în care am văzut cazanele mici, cazanele mari, peștera Ponicova, grota Veterani și tabula Traiana. Chipul sculptat în stânca al regelui Dac reprezintă cea mai mare sculptură în piatră din Europa, realizată după modelul celei din stânca muntelui Rushmore. Finanțatorul acesteia, un om de afaceri român, dorea ca sârbii să cioplească un chip uriaș al împăratului roman pe partea opusă a Dunării, ca și cum s-ar fi confruntat cu Decebal, dar sârbii din păcate au refuzat, iar după moartea finanțatorului, statuia a rămas realizată în proporție de 60%. Aceasta este una dintre cele trei intrări în peșteră, celelalte două fiind accesibile pe uscat. Barca merge doar până la intrarea în peșteră, iar pentru vizitare este nevoie să folosiți celelalte două căi de acces care sunt pe uscat, folosind drumul național 57. Plimbarea cu barca a costat 40 de lei de persoană, noi am fost 8 persoane într-o barcă și a durat cam 55 de minute. Tipul diferă în funcție de cât de aglomerată este Dunărea cu bărci turistice și cât de mult se așteaptă la vizitarea celor trei obiective, cele două peșteri și tabula Traiana. Noi am vizitat undeva în jurul orei 9:30 dimineața, când era foarte liber pe Dunăre. Și ca bonus, am prins și ceața de pe partea sârbească a Dunării, unde tocmai atunci ajungeau primele raze de soare, așa că am prins niște cadre foarte faine. Peștera este accesibilă doar pe Dunăre, unde există și un ponton amenajat pentru bărci. Ea a fost considerată sanctuarul zeului Zamolxe de către daci, ulterior a devenit adăpost pentru animale până la construirea barajului de la porțile de fier, când întreaga zonă a fost inundată, urmând ca mai apoi să fie refortificată de oasă austriacă de la Caransebeș, devenind punct de cantonare. Accesul în peșteră se face foarte ușor, dificultatea este mică, și tocmai de aceea toți turiștii care ajung cu barca în zonă aleg să intre să o viziteze. Între cazanele mici și cazanele mari, în dreptul localității Dubova, Dunărea formează un fel de golf, unde lățimea acesteia devine brusc suficient de mare cât să ai impresia că ai ajuns pe un lac. Tabula Traiana este ultimul obiectiv din această plimbare cu barca. Monumentul se află pe malul sârbesc, nu departe de chipul lui Decebal, și are o vechime de aproximativ 2000 de ani. Monumentul este ridicat pentru a comemora victoriile Imperiului Roman asupra regatului Dac. Bărcile care fac astfel de plimbări prin cazanele Dunării pleacă din zona chipului lui Decebal. Sunt foarte ușor de găsit.